citirea Sfinților Părinți de către mireni și de către călugări, despre citirea Evangheliei. Un cuvânt al Sfântului Ignatie Briancianinov din cartea Scrisori către mireni. Străduiți-vă să citiți acele cărți ale Sfinților Părinți care se potrivesc cu felul dumneavoastră de viață, așa încât prin citirea scriilor părinți să puteți nu numai să le admirați și să vă delectați cu ele, ci și să le aplicați în practică. Creștinul care trăiește în lume trebuie să citească scrierile marilor ierarhi care au scris pentru popor, scrieri care învață virtuțile creștinești potrivite celor care își duc viața în mijlocul îndeletnicirilor materiale. Alte lecturi li se potrivesc călugărilor din mănăstiri. Aceștia trebuie să-i citească pe Sfinții Părinți care au scris povețe pentru felul acesta de viețuire. În sfârșit, alte lecturi li se potrivesc isihaștilor și pusnicilor. Studierea virtuților care nu se potrivesc felului de viețuire al omului duce la visare. Îl aduce pe om într-o stare mincinoasă. Exersarea virtuților care nu se potrivesc felului de viețuire al omului face aceste viețuire neroditoare. Și viața se irosește și virtuțile pierd. Sufletul nu le poate păstra vreme îndelungată. Trebuie să se lase de ele după scurt timp, fiindcă nu-i stau în putere. Această exersare a virtuților înalte, mai presus de puterile și de capacitățile omului, adeseori aduce sufletului o vătămare de nevindecat. Îl aruncă în neorânduială pentru mult timp, uneori pentru toată viața. Îl face să nu mai fie în stare de nevoințele bunei credințe. Domnul a poruncit ca vinul nou, adică virtuțile și nevoințele înalte, să se toarne în burdufuri noi, adică să fie lăsate în seama nevoitorilor care s-au maturizat deja în nevoința bunei credințe, înnoiți și luminați de har. El a oprit să se toarne vinul nou în burdufuri vechi, să se cârpească haina veche cu petic nou. Să nu credeți că nevoința înaltă, pentru care sufletul dumneavoastră nu s-a maturizat încă, o să vă ajute. Nu! Ea vă va băga într-o și mai mare neorânduială. Veți fi siliți să vă lăsați de ea, iar în sufletul dumneavoastră vor apărea strândăvirea, deznădăjduirea, întunecarea, împietrirea. În starea aceasta sufletească, vă veți îngădui și mai mari greșeli și mai mari încălcări ale legii lui Dumnezeu decât cele în care cădeați înainte. La haină veche nu se pune petic nou, pentru că gaura nu face decât să se lărgească. Atât pentru toți călugări îndeopște, cât și pentru creștinii viețuitori în lume, cea mai folositoare lectură e Noul Testament și mai ales Evanghelia. Trebuie să-l citim însă cu smerenie, fără să ne îngăduim interpretări proprii și călăuzindu-ne doar după tâlcuirea bisericii. Primi-i somn,